Bună dimineața tuturor! Mulțumesc pentru mesaje și pentru aprecieri. Am să fac acum o scurtă etalare cu cărțile de oracol pentru surprizele acestei zile, să vedem care sunt surprizele, reușitele, norocul zilei, să spunem așa. Și vă invit să vă alegeți una dintre aceste trei variante. Se și grăbesc niște daruri, să știți, niște câștiguri. O iubită, poate, îndrăgostită, niște mesaje, niște sfaturi, poate, niște daruri, cadouri pot veni, niște noutăți legate de o casă, poate, legate de o afacere sau de o nouă relație, de o nouă idee. Un nou loc de muncă, poate chiar. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre aceste trei variante, albă, verde sau roșie, gândindu-vă la această zi, la norocul acestei zile, la surprizele, reușitele care doriți să le aveți astăzi. Și să vedem ce dezvăluie oracolul, dacă așa va fi, cum doriți. Și am să încep cu prima variantă, albă. Am făcut deja și cu tarotul la seară pentru astăzi, o etalare generală. Dacă n-ați vizionat-o, vă invit să vizionați, o găsiți deja, găsiți deja videoul publicat la acest canal al meu, Chris Tarot. Ceva pe neașteptate pare că vine astăzi la voi. Da, un iubit. Poate apărea un iubit. Uite cum se repetă cărțile. N-a mai ieșit iubit, a ieșit iubitul de data aceasta. O prietenă, poate. Astăzi, pe surpriză, veți avea poate o declarație de dragoste. Da? Un iubit care vă cântă dragostea. Sau cineva care vă spune că ține la voi. Acum, cartea poate să fie așa, la modul general, nu neapărat particular, o persoană anume, ci o cunoștință care vă demonstrează cumva că vă ajută, poate cu niște daruri, poate cu niște sfaturi, dar totuși trebuie să nu tratați această persoană poate prea lejer sau ori să nu luați în serios foarte tare toate aceste lucruri. În orice caz, aici pare o situație de risc. Acest iubit riscă ceva. Orică vă pune pe voi într-un risc, ori voi sunteți într-un risc, și această persoană vine să vă ajute, aici poate fi un risc și pe sănătate. Atenție să nu aveți probleme de sănătate din cauza unui iubit care poate e mai superficial sau voi să nu, felul în care îl tratați pe acest iubit, să nu puneți în pericol relația cu această persoană. Mai văd aici că puteți avea totuși o zi în care poate sunteți și mai singure, mai singuri. Aveți niște întârzieri, niște întârzieri care pot veni, văd iubitul cu iubita aici, poate unul dintre voi aveți o dragoste, dar e cu un risc în casă, poate și din cauza unor exagerări. Pot apărea discuții între iubiți sau mai poate să fie cu probleme, situația, relația voastră de iubire, poate că este într-un risc și din cauza unor persoane exagerate, care exagerează, care bârfesc, poate, sau care vor să provoace niște certuri din cauza unor daruri, care au legătură, poate, cu serviciu sau cu casa. Aici pot apărea contracte noi, pot apărea o relație, poate apărea o relație nouă. Văd aici că cineva e singur, ori veți afla la servici de cineva care trece pentru o despărțire, ori voi veți fi la un moment dat, va trebui să vă descurcați singuri. Puteți primi vești și de o petrecere. Poate cineva care a rămas singur, totuși, ori și-a găsit pe cineva, poate e vorba chiar de voi, vă găsiți pe cineva, aveți ocazia să vă faceți astăzi o nouă cunoștință sau aveți o relație cu cineva, dar pare o aventură. Ori poate că cineva care e singur are ceva de aniversat.
Va trebui să vă zbateți pentru câștigurile voastre, pentru reușitele voastre, dar pot veni niște daruri, niște cadouri, niște câștiguri sau oportunități. Nu neapărat că azi veți lua, ci veți avea discuții în acest sens, dar trebuie să fiți mai cu o gândire pozitivă. Unele sau unii dintre voi poate că aveți și o neliniște din cauza unui bărbat, poate să fie și o persoană cu funcție sau cu haine de stat, aveți o neliniște, poate și din cauza unor discuții, unor bârfe, unor certuri sau din cauza unor minciuni. Aici mai poate să fie că voi veți avea de-a face și cu un bărbat care e puțin cam agresiv și acest lucru vă cam neliniștește sau are de-a face cu niște persoane mai agresive, poate că lucrează cu haină de stat și cum ar fi el jandarm și are niște probleme datorită muncii sale și voi sunteți neliniștite pentru acest iubit al vostru. Sau întârzie ceva întârzie să ajungă la voi, să vă duceți undeva, să vă întâlniți cu cineva, să obțineți ceea ce așteptați voi, dar aveți răbdare că lucrurile se petrec la momentul potrivit. Posibil pentru unii s-a aflat și vreo veste, poate nu tocmai plăcută, ceva care vă va întrista, dar e trecător. În orice caz, feriți-vă poate de o cunoștință, o femeie măritată sau care a fost măritată și care are copii, o femeie perfilă și geloasă, sau voi, pentru a avea astăzi o zi plină de spor acasă sau unde sunteți, va trebui să vă străduiți mai mult, să nu fiți superficiali, să nu fiți neliniștite, agitate, mai ales ca femei, ci să încercați să fiți mai calme, pentru că veți depăși cu bine orice problemă. Cam asta e ce văd la prima variantă și haideți să vedem și la a doua. Varianta cu piatra verde. Să vedem la varianta cu piatra verde care sunt reușitele acestei zile, surprizele acestei zile. Bani la voi, vă vin niște bani, câștiguri care vin pe neașteptate pentru casă. Vă puneți în siguranță casa, zic așa. Sau apare un contract, apare un nou loc de muncă, apare o stabilitate. Vă vin bani, exact ce spuneam. Câștiguri, aveți ceva de sărbătorit voi aici. Puteți avea și niște adversari, să spunem așa, persoane bolnave. Sau la servici, aveți voi niște adversități, dar le depășiți cu bine. Văd că vă vin recompense, vă vin bani. Poate pentru unii dintre voi vă vine și vreo propunere de căsătorie cu cineva cu funcție. Văd că veți avea un succes amoros. Da? Credința voastră vă va ajuta. Văd că veți avea motive de bucurie. Poate veți cunoaște chiar persoane din lumea bună, persoane din alta societate, persoane cu studii, persoane cu afaceri. Vi se cere poate mai multă credință. Ocupați-vă și de sănătate. Văd că vă vin daruri. Da, deci puteți primi niște daruri. O să aflați de cineva bolnav sau aveți îngrijit de cineva bolnav. Poate posibil să aflați de cineva care trece pentru un doliu. Posibil. Dar veți avea motive de bucurie, veți avea motive de petrecere pentru câștiguri, pentru reușite. Aveți un succes amoros, poate chiar la servici. Sau primiți niște cadouri de la persoana care vă iubește. Văd că aveți aici o petrecere. Intrați într-un nou colectiv de muncă, dar totuși atenție și voi pe dușmancă care vă urmărește. Să știți, aici vă urmărește câștigurile, darurile, vă urmărește situația voastră financiară. Cam asta e ce pot să spun și la a doua variantă. Și haideți să vedem și la a treia, varianta cu piatra roșie. Haideți să vedem la varianta cu piatra roșie ce se întâmplă dacă veți avea reușită realizare în drumurile voastre. În servici, o vești, vă vin vești, vă o să știți, vă vin niște vești, niște scrisori, poate chiar de la persoane cu, da, aveți poate niște reuniuni aici, întâlniri cu familia, cu prietenii, o vacanță, văd că apar niște drumuri aici la voi sau vești de la drum, poate cineva care vă caută de la drum. Voi sunteți în așteptarea poate unui drum, cu toate că poate unii dintre voi văd că sunteți izolați, poate trebuie să stați acasă sau
aveți o stare de singurătate sau atenție pe o pagubă în drumurile voastre, poate și acest lucru, nu tratați cu superficialitate. Aici poate apărea și o aventură cu cineva care poate e foarte mândru, foarte plin de sine, sau poate o persoană care face drumuri, e o persoană mai singuratică, poate, exact, s-ar putea să aveți de-a face, atenție, pe niște hoții. Poate legate de casă, da? de servici de casă sau de familie. Aici pot fi niște... trebuie mai multă fidelitate și credință, pentru că pentru unii dintre voi poate apărea ocazia unei aventuri. Voi sunteți în așteptarea poate unor vești legate de sănătatea voastră sau a cuiva, exact, de sănătate, voi poate sunteți într-o singurătate legată de sănătate sau cineva e bolnav. Vă vin vești, dar atenție, atenție pe veștile acestea, atenție pe un bărbat, poate, aici poate fi și o hoție, o înșelătorie, care vă va neliniști. Atenție, cineva să nu vă păgubească și acest lucru să vă îmbolnăvească. Cineva să vă ia ceva, să vă păcălească cu cineva, poate fi cineva care face drumuri sau pe drumurile care le faceți voi. Vă trebuie mai multă credință, fidelitate, văd aici răbdare și înțelepciune, prudență, pentru că e posibil să aveți astăzi de-a face cu niște persoane care nu sunt tocmai sincere, poate nu le cunoașteți sau le cunoașteți foarte puțin și e necesar poate să fiți mai prudenți, mai ales în relații care le cunoașteți voi puțin sau deloc. Voi păreți aici că sunteți într-o energie pozitivă în care voi aveți multe planuri, întâlniri, drumuri, speranțe, dar posibil că unele dintre acestea să vi se piedice și din cauza unor persoane care nu sunt sincere, sunt adversare, dușmănoase sau au niște vice, au niște obiceiuri proaste, nu știu, sunt... nu știu, câștigă existența, își cinstite, etc. Pare o astfel de situație, persoane care pot minți sau înșela, da, apar aici o situație, dar ce zicea. Cam asta e ce pot să spun și la a treia variantă, așadar, Piatra Roșie. Eu sper că v-au plăcut aceste citiri în trei variante pentru această zi și că veți avea o zi extraordinară, plină de reușite pe toate planurile. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezenți să vizionați videourile mele și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!